Alături de noi este domnul primarul municipiului Roma. Domnule primar, suntem pregătiți pentru a încheia un an la CSM Roma. Mi-am cer scuze încă o dată și mai cer după scuze pentru evenimentul în 12 decembrie. Cei care au rămas nepremiați, campionii de la concursul de natație, așteaptă premii de nerădători încă de duminica trecută. Cele 7 secții de CSM vin la sfârșitul anului cu rezultate care ne onorează, rezultate care sperăm să crească de la an la an și așteptăm și din partea noastră un mesaj de sfârșit de an. Bună dimineața tuturor și bine ne revedem sănătoși. Cei care se implică și pentru că am văzut că au plecat mulți copilași prin și data trecută, iată că acum sperăm noi să ne aducem bucuria în privire și totul e bine că se termină cu bine. Mă bucur totodată că astăzi putem aprecia activitatea sportivă a clubului sportiv municipal Roman. Îi felicit pentru activitatea din acest an, pentru rezultatele obținute. Iată că sportul capătă amploare în municipiul Roman, pe cât mai multe secții de sport. Chiar în ultimele demersuri vin să completeze cu încă două secții sportive care vom activa de anul viitor. Vă felicit pe toți, pe cei care sunteți participanți direct la activitatea sportivă, indiferent de ce sport vă practicați. Îi felicit pe părinții, vă îndrumă și vă susțin, iar pe antrenori deopotrivă îi felicit celor și pe ei. Să aveți cu toții sărbători fericite, liniștite, sănătate și să ne venim cu bine în anul care vine. Să începem activitatea. Sunt convins că sportul roman de la an la an va aduce noi rezultate frumoase și vom veni la sfârșitul fiecărui an să vă transmitem mulțumirile noastre și dorința de a fi în continuare alături de noi. Începem festivitatea de premiere, cum spuneam. La tabelul de notă, după anticipare, de mediul pentru grupa 2010 emite, pentru locul 2 obținut, Marco Alexandra. Așteptați acolo. Am înțeles că nu a ajuns încă pentru locul 1. Locul 1, Zuzu.
locul 2, Șerba, David. Locul 3, Thank you.
performanță, Lever de Ștefan. Locul întâi, Goiu Ștefan. Locul doi. Thank you.
Acum asta.